Mă numesc Victor Malac, am 63 de ani. Din 1991 m-am mutat în Dumbrăvița de profesie inginer. Am lucrat la... în oraș, la instituții, la Dacia Service, 32 de ani. M-am mutat în Dumbrăvița, mi-am făcut o casă, până în 94 am terminat casa, nu eram implicat în niciun fel de culoare politică. Am două fete, una căsătorită de la care am doi nepoți și una necăsătorită care încă stă cu mine. Momentan sunt singur că din păcate acum un an jumate soția s-a dus la cei drepți. În 1999, fiind în Dumbrăvița de aproape 10 ani, am încercat și am zis, domnule, hai să mă implic și eu să văd ce pot face pentru Dumbrăvița, pentru că venind de la oraș și am zis că uh, din Dumbrăvița nu voi mai pleca decât când mi-a venit rândul să mă duc în partea cealaltă. Uh, și în 1999 m-am înscris în PDSR, am fost pe lista de consilieri, am câștigat un mandat de consilier, am dus două mandate până în 2008 ca și consilier. În ultimul mandat am fost în Comisia de Finanțe și Urbanism. În 2008 am fost ales viceprimar, mi-am dus mandatul la capăt și din 2012 am candidat la funcția de primar și astăzi sunt aici în fața dumneavoastră și în calitate de primar și în calitate de viitor primar. Aici ar fi foarte multe de spus. În primul rând că am început lucrurile de când le-am început din 2008. S-au făcut foarte multe, dar mai sunt foarte multe de făcut. Sunt proiecte în derulare care trebuie să le duc la bun sfârșit. Am obiective noi care iară, proiecte care iară vreau să le pun în aplicare, uh, nu este ușor, dar eu zic că după ce ți-ai terminat un mandat sau două sau chiar trei, să vede ceea ce ai realizat și ce rămâne în, în urma ta ca și, ca și primar. Asta ar fi una din motivațiile care, care mă face să mai merg în continuare încă un mandat, după aia am și eu o anumită vârstă și probabil că mă voi retrage. Vreau să-mi duc proiectele la bun sfârșit, sunt proiecte mari care sunt începute, casa de cultură, școala, grădinița, creșa, baza sportivă și mai multe. Cei care mă cunosc îți dau seama ce mă recomandă. Eu zic că am o experiență mare în administrație, fiind implicat în, din 2000 încoace, uh, am căpătat o experiență, cunosc foarte bine Dumbrăvița, cunosc cetățenii, cunosc ce trebuie făcut în Dumbrăvița. Desigur, nu le poți rezolva pe toate, dar încercăm ca 90% din probleme dumbrăvețiene să le rezolvăm dar încet încet și dacă este timp și răbdare se pot rezolva multe așa cum am realizări în cei 8 ani de când uh, conduc această instituție publică. Uh, Desigur uh, trebuie continuat cu infrastructura de drumuri cu infrastructura uh, școlară pentru că în ultimul timp au venit foarte mulți tineri la noi, sunt foarte mulți copii numai în anul acesta s-au înscris în grupa 0 peste 200 de copii și aici trebuie lucrat. Noi avem un lucru uh, grădinița care din 15 septembrie va, va fi folosită, școala la care am dat ordinul de începerea lucrărilor, creșa la fel am dat ordinul de începerea lucrărilor, uh, mai avem pregătit... Uh, o școală și o grădiniță în zona de vest, în zona Cora, care am depus pe PNDL 2. Deci aici ar trebui luat cu prioritate sistemul de învățământ și copiii, că copiii sunt viitorul nostru și ei o să ducă mai departe tot ceea ce noi am început și facem în continuare. Desigur, să nu uităm de infrastructura de apă și canal, Uh, am ajuns acum să rezolvăm problema în, în Dumbrăvița cu uh, apa potabilă, cu presiunea și cu calitatea. Săptămâna în curs acum uh, o să vină echipa din Germania și vom da drumă și la stația de tratare uh, a apei. Trebuie să ne gândim la Bunăstarea populației. Și în mandatul viitor m-aș axa un pic pe sănătate, pe recreere, pe buna dispoziție. Și când spun asta, aș vrea să ne folosim de ceea ce avem lângă noi aici, a pădurea, chiar dacă nu ne aparține nouă, uh, lacul unde să putem uh, uh, amenaja un spațiu de agrement, de recreere, să poate face pentru că să pot lua banii europeni pentru, pentru treaba asta. Piste de biciclete, amenajarea străzii principale, în paralel cu lărgirea la patru benzi, am și comandat un proiect de amenajarea străzii, să o facem în așa fel încât să ne putem mândri cu ceea ce avem noi și pentru cei care circulă prin, prin Dumbrăvița. Desigur, un complex sportiv vrem să facem. Ceea ce avem noi aici deja este uh, mic pentru populația care suntem la ora actuală, dar trebuie să luăm în calcul că în următorii 10-15 ani, dacă lucrurile merg așa cum au uh, mers până acum, vom ajunge la 50-60 de mii de, de locuitori. Și atunci trebuie să te gândești din timp la ceea ce trebuie făcut. Un centru de sănătate am în plan de, de rezolvat, un centru de recreere pentru bătrâni și un parc de joacă pentru copii, altfel decât parcurile care le uh, avem aici. Așa cum am mai spus, continu cu infrastructura de drumuri, cu infrastructura de învățământ, dar mă voi baza mai mult să fac pentru cei care stau în Dumbrăvița, zone de agrement, de recreere, de plimbare, polizarea pădurii, pista de biciclete care e începută deja și acolo uh, vom face uh, zona de. de agrement pe lângă pădure, s-ar putea, în partenerea cu Timișoara, să rezolvăm și în pădure problema asta. Am înțeles, acum am văzut pe mass media, că uh, Timișoara a preluat uh, pădurea de la Ocolul Silvic. Deci, soluția este cea care am, uh, am uh, aplicat-o și până acum, cu decopertare, de 50 de cm cu rigole, conform proiectului, ca să ducă, să aibă o rezistență mare drumurile, să nu mai intervenim peste 2-3 ani de zile uh, pentru reparații. Desigur, uh, na, sunt, uh, uh, sunt firme care nu-și țin promisiunea, nu-și au ținut de contract. O parte dintre ele sunt în instanță, acum când n-au finalizat lucrările, dar asta e legislația și uh, uh, nu avem ce face, trebuie să mergem pe, pe lege. Uh, la un calcul sumar, uh, în cele două mandate ale mele am făcut cam 56 de km de drumuri, o fi mult, o fi puțin, populația este care uh, poate să analizeze treaba asta. În cei 56 de kilometri sunt aproximativ 160 de străzi care le-am asfaltat și care mai sunt încă în curs de finalizare până la sfârșitul anului. Desigur, pe total sunt vreo 400 de străzi. Deci vă dați seama că încă mai este de lucru în Dumnezeu. Și dacă uh, infrastructura de apă și canal stăm bine, la infrastructura de drumuri mai avem de, de lucru în niciun caz alternativă. Este și punctul meu de vedere, dar a fost și punctul de vedere al Consiliului Local actual. Deci va fi doar zona de agrement și zona de promenadă, cu acea pistă de biciclete iluminată, să te poți plimba și seara și după masa și în weekend, doar atât. Pentru cei care au tenerenuri în zonă, vom găsi accese, dar din sat, nu dinspre pădure. Deci aia va rămâne așa cum ne-am dorit noi și toată lumea cred că își dorește la fel. Suntem aproximativ 1300, 1000, aproape 1400 de copii la școală. Și dacă stau să mă gândesc bine, în 2005 am plecat de la 80 de copii, când era să ne desfințăm și să fim afiliați la Generală 7 din Calea Lipovei. Atunci eram doar consilier. Atunci s-a pus accent pe sistemul de învățământ în Dumbrăvița. Am făcut acea clădire nouă, am asigurat transportul copiilor și astăzi am ajuns aici unde suntem la 1300-1400 de copii și care anual crește. Avem și o poziție foarte bună, nu? prima comună din județul Timiș care se află în top 10 la nivel de, de învățământ și de calitate. Avem dascăli buni care muncesc și care chiar să străduiesc ca copiii noștri să aibă rezultate cât mai bune. Aici desigur nu este doar numai meritul meu, este și al domnului director și a profesorilor că se implică și, și copiii noștri au rezultate bune. Și la olimpiadă am avut rezultate bune și dacă ne gândim că în loc 10 pe județul Timiș, din care primele 9 sunt din Timișoara, stăm, stăm uh, uh, bine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne implicăm în continuare și ne vom implica pentru copiii noștri. Eu zic că este mai eficient un centru medical de permanență unde dacă ai o problemă, te-ai prezentat acolo sau vine ambulanța care o vom avea acolo, te ia, îți face niște analize, te ține 24 de ore și după aia te duce la un spital de, de specialitate din, din oraș sau din țară sau... Este o tare, fiecare după posibilitățile uh, financiare. Eu zic că este mult mai eficient decât uh, un spital și zic că pentru spital nu se găsesc fonduri de, de a fi executat pentru că nu se dă bani pentru asta. Pentru un centru de permanență sunt bani de la guvern și nu numai, chiar și pe fondurile europene se pot face. Săptămâna asta voi da drumul la, la stație. E o investiție foarte mare, de aproximativ 5 milioane de euro, bani care provin de la Ministerul Dezvoltării. În paralel mai sunt două proiecte pe afir, care le vom finaliza în anul acesta, unul de extinderea canalizării în zona de vest, și unul de rețele, distribuției rețele de, de apă. Odată finalizată această stație, problema apei nu va mai fi o problemă. Deci va fi la normele europene, stația este calitativ foarte bună, de ultimă generație. Am mai făcut în zona de, de vest, pe strada Sinfoniei, încă o stație de crearea presiunii pentru zona respectivă. Aia am făcut-o din bugetul local, suntem aproape de final și cu ea, în valoare de 3,8 milioane de lei. Deja cele două rezervoare le-am pus în funcțiune și dacă v-ați uitat, în ultimele două săptămâni deja uh, s-a îmbunătățit situația cu presiunea de apă, doar pe cele două rezervoare. Dar când vom da drumul și la stație, Uh, trebuie să avem grijă să nu avem uh, spargeri de, de țevi, de conducte, de furtune flexibile, și de asta, pentru că presiunea va fi destul de mare. Deci, noi, cel puțin din când mi-am început eu mandatul, deja era problemă cu ambrozie și de atunci tot ne-am implicat, am studiat-o, știm când răsare, știm că 40 de ani stă sămânța în pământ deci am analizat toate problemele alea am și încercat cu și am reușit cu un uh, uh, erbicid care uh, a eradicat o parte din, uh, din Ambrozie pe uh, domeniul public eu zic că stăm bine pentru că ne-am implicat prin firma noastră, prin Dumrovița Investiții, și fie că am stropit, fie că am uh, cosit, am scăpat de ea. Momentan, momentan și vorbesc la ora actuală, mai avem o problemă pe terenurile private, dar nu neapărat pe parcelele care uh, a crescut vegetația acolo. Poliția locală și-a făcut datoria și anul ăsta a dat în jur de 500 de amenzi, și în mare parte dintre. Proprietarul au înțeles fenomenul ăsta că uh, e mai simplu și mai ieftin să-ți îngrijești parcela decât să plătești amendă dacă e destul de consistentă. Uh, momentan, mai avem în, în intravilan uh, trei lanuri de floarea soarelui unde uh, uh, s-a dezvoltat ambrozia. Am luat legătura cu proprietarul terenului și cu cel care l-are în arendă și am zis că începând cu anul viitor, să nu mai uh, uh, semene uh, floarea soarelui, să pună păioase, grâu sau uh, rabiță sau uh, orz, pentru că ăla în vară se recoltează și atunci ambrozia nu mai are uh, timp să, să, să se dezvolte. Și cei care au în arendă au înțeles fenomenul ăsta chiar anul ăsta. Um, la începutul, pe la jumătatea lunii iulie, am avut o discuție cu, cu ei și mi-au promis că, începând cu anul viitor, nu vor mai uh, semăna floarea soarele. Momentan uh, avem contract cu cei de la așa, cu Dani Flor. Uh, de câte ori solicităm, ei vin și prinde de acei câini vagabonți. Uh, poate ar trebui gândit la un adăpost pentru că va fi o problemă foarte mare, cel puțin în Dumbrăvița, cu terenul și nu în ultimul rând cu acordul populației, pentru că la o, un sondaj scurt așa făcut foarte mulți sunt împotrivă, că va fi miros, că va fi zgomot, că tot felul de, de chestii de genul ăsta. Dacă am putea cumva, și o să înțeleg treaba asta, să facem un parteneriat cu comunele învecinate cu Dumbrăvița, cum ar fi Giarmața, uh, Pișchia, unde să fie mai uh, o localitate mai îndepărtată de, de Timișoara și să facem împreună un adăpost, am și vorbit uh, pentru treaba asta, dar a rămas doar la nivel de discuție, cred că ar fi extraordinar de bine și atunci am rezolvat problema câinilor din, din, zona noastră și din Dumnezeu. Momentan avem, pe strada principală, avem M14, care funcționează foarte bine și la capacitate și mă bucur că, că o mare parte din populație mai folosește și mijlocul de transport în comun, pentru că se mai descongest, descongestionează un pic traficul. În zona de vest avem M45, acel microbus care face cursele regulate. Din informațiile care le am și consultându-mă și cu cei de la transportul metropolitan, acolo nu prea sunt mulți care circulă cu M45, dar noi am păstrat cursele în continuare. Probabil că dacă va începe școala din 15 septembrie, lucrurile se vor schimba. Asta este ce avem acum. Și pe termen uh, scurt am rezolvat. Pe termen mediu și lung, desigur că dorim să ne extindem cu linia de troleu și pe strada Mureș, Sinfoniei, Creangă sau Fervența. om vedea și atunci am avea un cerc care să preia majoritatea populației. Desigur, optăm și vom merge pe. Uh, uh, autobuze uh, electrice, deci fără extinderea liniei, deci doar pe autobuze electrice. Noi am încercat uh, în acești ani să organizăm tot felul de cum să zic, o manifestări culturale, românești, maghiare, și am încercat să-i atragem către noi. Desigur, da, sunt foarte mulți tineri care au venit din alte zone, din alte județe, și e un pic mai greu să se integreze în viața noastră de zi cu zi. Acum suntem aproape de final cu Casa de Cultură, acolo unde vom avea spectacole, chiar și piese de teatru. Vom avea pentru tineret tot ce ar fi nevoie, doar trebuie să, să încerce să vină mai apropiat de noi. Desigur că fiecare își dorește performanță. Și chiar avem la tenis de masă, la motociclism, chiar și la fotbal, că în Liga 3 -a, totuși Liga 3 -a. Nu, Nu orice comună își poate permite să, să fie acolo. Desigur că cu cei cu care se pot face performanță, mergem pe performanță, iar cu ceilalți sportul de masă și acolo încercăm să, Creăm condiții pentru copiii noștri și trebuie să vă spun că din cei 1100 care au fost până la începerea noului an școlar, 600-700 de copii fac sport la diferite discipline sportive. Dar fac sport și asta e bine. Și foarte mulți dintre ei merg prin rotație, trece pe la fiecare sport și în final rămâne la cel care îi place cel mai mult și asta mă bucur că și părinții se implică și aducă copiii la sport. Și aș recomanda să vină cât mai mult la, la sport, pentru că asta e sănătatea unei națiuni, sănătatea copiilor și mai departe sănătatea locuitorilor din Dumbrăviță. La bună întrebarea! Desigur, sunt multe variante de a împărți acei 10 lei sau cele 10 milioane de lei, cum vreți să le spuneți, toată una e. Uh, sigur, în primul rând trebuie să-ți asiguri funcționarea. Asta ce înseamnă? Ca funcționare care se în primărie să poată să stea la dispoziția contribuabilului și pentru aia trebuie plătit. Uh, următorul pas l-aș vedea asistența socială, pentru că avem câteva cazuri de handicap în Dumbrăvița și care trebuie susținut și, și sprijinit să, să ducă și o viață decentă la fel ca și noi. Și după aia merge pe infrastructura școlară să punem accent pe copiii noștri, realizări de drumuri și tot ce înseamnă pentru, pentru populația noastră de Dumbrăvița ca și investiții. În primul rând, ce îmi place cel mai mult este că cetățenii noștri au început să înțeleagă ce înseamnă aia curățenie și întreținerea localității și să arate așa cum ne dorim, că mulți dă exemplu că păi, de ce în Austria să ploate, de ce în Germania să poate, pentru că acolo se implică toată lumea și am reușit din punctul ăsta de vedere să, să... Stabilim o anumită ordine de sigură, mai sunt multe de făcut aici, dar până acum aș putea că sunt, să spun că sunt mulțumit din ceea ce s-a făcut din punct de vedere al populației. Să nu uităm că am trecut și trecem până într o perioadă grea cu această pandemie. Foarte mulți dintre cetățeni au înțeles fenomenul că trebuie să rămână în casă, să nu se plimbe și pentru asta le mulțumesc că au înțeles uh, treaba asta. Și avem câteva cazuri, dar uh, minore, să zic așa, nu de, de speriat. Și aici iară este meritul populației că a înțeles uh, fenomenul ăsta. Și în al treilea rând îmi place ceea ce s-a realizat în Dumnezeu și eu zic că sunt foarte multe lucruri care s-au realizat, cu sprijinul dumneavoastră, cu sprijinul locuitorilor, cu sprijinul guvernului, cu atragerea de fonduri europene. Și n-au fost puține, au fost destul de, de mulți bani aduși și băgați în localitate. Ce nu-mi place, aș spune că, da, mai sunt multe lucruri de făcut, de rezolvat cu câine vagabonți în totalitate, nu așa cum facem noi parțial. Desigur, uh, uh, sunt lucruri care mai trebuie la infrastructura rutieră de, de rezolvat. Uh, și iară ce nu-mi place este că na, foarte mulți care au venit în Dumbrăvița nu s-au integrat în activitățile noastre. În afară de sport, pe cultură nu s-au integrat. Și am încercat, am adus tot felul de muzică, am adus pe... Na, soliști consacrați, chiar și de muzică ușoară, au fost, dar nu atâta cât ar trebui.